cuprinsul volumului, vedeți că ultima scriere, ultimul text din Spiritul și Litera este un studiu despre pictura Bisericii Domnești la Curtea de Argeș. Ori asta era lucrarea pe care trebuia să o termine în momentul în care a fost lucrarea de plan. Lucrarea de plan, exact, că și Petre Goran are lucrări de plan. Lucrează și el într-unul din aceste institute ale Academiei, moștenite din vremea sovietică, și trebuia să-și facă lucrarea de plan când a fost arestat. Și sigur că povestea el cu hazul obișnuit, spunea că în momentul când a fost arestat și a zis ce bine am scăpat de lucrarea de plan. Asta e amintirea mea, tu ai negat că s-ar fi bucurat. Bun, vă dați seama că nu s-a bucurat. Făcea această butadă că a scăpat de lucrarea de plan. Acum, în ceea ce privește sistemul sovietic, e concentrarea, să zicem, într-o singură umbrelă academică a tuturor instituturilor de cercetare, dar ele existau din perioada interbelică. Da, cred că la asta te gândeai, să trecem către lansarea cărții, nu? Da, aș mai adăuga totuși foarte rapid legat de acest lucru. Dacă vă uitați la cuprins, spunem, da, aveți acest studiu mai lung despre Biserica Domnească de la Curtea de Argeș, care de fapt combină studiul propriu-zis pentru institut cu un intermezzo personal, un eseu despre continuitatea dintre arta antică și cea bizantină, da, asta este teza. Dar un intermediu care are loc în economie, da, nu da. Este o da, dar este, de fapt, da. E un text compus din lucrarea de plan, cum îi spui, și un eseu care îl completează, mă rog, în mod foarte fericit, zic eu. Dar, de asemenea, mai avem în cuprinsul cărții o serie întreagă de studii și articole despre teatru. Cartea asta, de fapt, e legată și de biografia tatălui meu, de parcursul lui profesional, pentru că a lucrat la Institutul pentru Istoria Artei, întâi la secția de artă medievală și apoi la teatru, iar ulterior a devenit secretar literar al Teatrului Notara. Deci reflectă aceste preocupări și această carieră, atâta cât a avut el o carieră, îmi spunea mereu că n-a avut cu adevărat o carieră și ce bine că n-a avut o carieră, da? Spunea mereu cu mare satisfacție, eu n-am avut niciodată desemnat o condică, da? Era una dintre afirmațiile lui de care probabil îți aduce aminte foarte bine. De aminte, în prefața pe care am scris-o, am povestit o întâmplare foarte amuzantă. I-am povestit-o și lui Petre zilele trecute. El a recunoscut personajul, dar nu o să divulg identitatea lui. Un prieten de-al tatălui meu, cu care s-a văzut la Paris după ani de zile, eram și eu de față, ne-am întâlnit într-o cafenea care îi plăcea mult tatălui meu, undeva lângă operă. Și domnul respectiv, scriitor, autor de cărți de istoria artei, se ocupa de artă medievală, ne-a atras într-o cursă. Aveam un randevu cu conservatorul șef al Louvre-ului și ne-am lăsat și noi ademeniți să mergem cu el la directorul Louvre-ului. De cât am intrat în birou, mi-am dat seama că era cu totul nepotrivit, că omul aștepta o persoană, da? Acest prieten al tatălui meu, și am ajuns cinci, da? În loc de o persoană cu care avea întâlnire, s-a trezit cu cinci oameni care i-au debarcat în birou, da? Deci era amicul respectiv, nevastă, s-a fisul, tata și eu, cinci persoane în loc de una singură.
Și scopul vizitei, noi n-am știut asta, dar scopul vizitei era să îl roage pe directorul Louvre-ului să pună pe cineva, să pună în mișcare diferite resorturi, să se scrie despre o carte de-a lui de istorie medievală care apăruse la o editură cu totul obscură, o editură românească de asta, Carpații sau nu mai știu unde, din Spania. Și nu ne venea să intrăm în pământ, dar amicul nostru era foarte locvace și ca să-și dea mai multă autoritate, prestanță, nu știu ce, tot invoca pe tata. Tata fusese ambasador în Franța, de puțină vreme îl dăduse Iliescu afară și tot spunea, uite, și domnul ambasador care a făcut și adres, domnul ambasador care a fost disident, și invoca și faptul că tata era medievist, da? Că a fost la Institutul de Artă Medievală, am fost colegi la secția de artă medievală. Și tata era atât de jenat încât a spus, și s-a înfundat și mai rău, a spus, non, mais ça c'était juste pour avoir une position quand je suis sorti de prison. Da? Am vrut să am postul ăsta când am ieșit din închisoare. Numai directorul Louvre-ului habar n-avea de restul lumii. Da? Era genul de specialist într-un anumit domeniu, sigur, un om foarte informat în domeniul lui, dar care nu avea cum să fie la curent cu toate. Și mi s-a părut un comic extraordinar, știi cum? Tata, ca să iasă din situația atât de caragioasă în care ne afla, spunea, nu, asta a fost doar ca să îmi găsesc și eu un mijloc de existență când am ieșit din închisoare, dar ne spunând ce închisoare, în ce context și așa mai departe. Ori zic eu că tocmai acest studiu arată că n-a fost doar atât trecerea lui pe la Institutul de Istoria Artelor, pentru că e un studiu serios și cred că pe alocuri chiar original, aș spune, da? Și de aceea l-am invitat pe Petre Guran, pentru că este specialist în artă medievală. Nu numai pentru asta, da. Dar hai, zi tu acum. Dintre specialitățile mele, acum arta e cea mai puțin. În orice caz, argumentul acesta vroiam să-l dezvolt, tocmai că nu e nevoie și ce face interesul studiului lui Alexandru Paleologu, e tocmai că nu este un istoric de artă. Și uneori, ca să produci literatură științifică de calitate, trebuie să ai, să vii cel puțin cu o perspectivă din afara unui domeniu strâmt, unui domeniu de specializare. Dar, fiindcă nu suntem tocmai într-un mediu de istorie și de artă, și un public larg, cred că o să invoc și cealaltă, zicem, calitatea mea în această lansare, și anume faptul că prin tine, ca să spun așa, l-am cunoscut pe tatăl tău. Nu? Și fiindcă ai început cu latura memorialiți, amintiri din copilărie, putem să evocăm și acea întâlnire la o cofetărie din era un magazin Leonida pe vremuri, și astăzi s-a pierdut memoria acestui loc unde intre bulevardul unde e McDonald's și în Piața Romană, KFC. Și era acolo o cofetărie și ne-am întâlnit aduși de noi eram clasele primare și au venit, în cazul meu, bunica mea și în cazul tău, tatăl tău, și au descoperit că se cunoscuseră în tinerețe, adică 40 de ani în urmă, asta era prin 82-83, așa ceva, și deci se cunoscuseră în anii 30 în casa bunicii lui Alecu Paleologu, unde bunica mea trăgea când venea din Basarab.
Bun, deci această legătură peste generații, deci care a făcut să ne descoperim, da, evident ulterior, mai mult decât această legătură, are cu Palogu a stat la închisoare cu Charlo Rossetti, cărui nevastă era o mătușă născută cerchesnă, mătușă apropiată și pe care Alexandru Palologu o întâlnea cu foarte mare plăcere. Țin minte mai multe ocazii pe canapea în Silvestru. Când deci cea care vorbea foarte mult. Cea care vorbea, da, cu un accent teribil de moldovenesc. Da, deci sunt multe puncte comune, puncte de întâlnire și între care și cel bizantin care ne-a urmărit, nu, ca o stafie din copilărie și ne-a făcut să facem ce facem și să ne întoarcem la Bizanț. E, pentru Alexandru Palologu, sigur că istoria artei medievale, mai ales a artei noastre, balcanice, răsăritene, era de asemenea un mod de a se întoarce la o istorie pe care numele său de familie, evident, o evoca. Și acum, fiindcă Toader vrea să spun, să fac această evaluare, într-un fel, din punct de vedere al unui profesionist sau quasi-profesionist, al unei lucrări care mie îmi face impresia că era chiar manuscris, chiar manuscrisul neterminat al lucrării pe care, cum ai spus, o invoca în momentul în care a fost arestat. Uf, ce bine că am scăpat, nu mai trebuie să termin lucrarea de plan în momentul arestării lui. Ceea ce face interesul, deci confirm de altfel Toader în prefață și scoate în evidență câteva dintre ideile puternice ale acestui eseu. Eu cred că e de la început gândit în trei părți. E foarte unitar. Nu știu, tu zici că ar fi fost integrat ulterior, dacă ai tu dovadă, nu, atunci eu cred că a fost de la început scris astfel, fiindcă partea a treia se bazează pe demonstrația din partea a doua. Putem lua acest studiu și ca nucleul unei lucrări mai de amploare, nucleul în care își pune la oaltă ideile și apoi ar fi urmat să le demonstreze sau să le amplifice cu exemple istorice. Este un studiu de mare calitate istorică, fără dar și poate. Nu este nici de cum și ar trebui să spunem pentru istoria artei în mod regretabil că nu a avut șansa de a continua și, repet, nu atât ca istoric de artă, cât de a continua, de a avea răgazul unei cercetări aprofundate pe această temă. Sigur că în 70 își despărțeau deja 15 ani sau aproape 13 ani de când zice el în nota de subsol că s-ar fi ocupat de această temă. Deci un anumit plictis, un anumit dezinteres se poate instala. De altfel, chiar în zilele astea, trăit eu dificultatea de a depăși acest plictis și după 15 ani mi-am trimis în sfârșit către editură teza. O veste bună. Veste bună. Așa că măsor foarte bine ce înseamnă să revii la un text scris cu 15-20 de ani în urmă, în care sunt evident lucruri bune, sunt lucruri, cum spune și Alecu Paleologu aici, care poate, sunt curios de altfel cine sunt amicii care i-au semnalat că se pune altfel problema. Eu, drept să spun,
cunoscând întâmplarea face, cunoscând chiar zona aceasta, bibliografia curții, bisericii de la Curtea Domnească, Sfântul Nicolae, trebuie să spun că nu este un studiu depășit. Și în orice caz nu era un studiu depășit în epocă. 1970, între timp, putem spune, a ieșit un studiu al lui Daniel Barbu, din păcate fals ca coadă, plin de note de subsol insuportabile, de altfel are cu paleologul, își cere scuze că în studiul lui ar fi prea multe note de subsol și acestea ar fi, fiindcă a încercat să se pună sub pavăza autorităților pe care le citează Foțion, Chardil, Ostrogorski, Gabriel Niebreie și așa mai departe. Nu știți ce înseamnă lucrare de erudiție. O lucrare de erudiție sunt două linii sus pe pagină de text și pe nu tot restul este subsol cu note și referințe și vezi și, am mai spus și cu tare și cu tare lucrul acesta. Nu, o carte mare de istorie nu are nevoie de, sau un studiu serios de istorie nu are nevoie de note de subsol, nici măcar nu are nevoie de acribia aceasta, sigur că da, și seriozitatea pe care o reprezintă nota de subsol, fiindcă în mintea unui mare istoric ideea trebuie să fie coaptă și ideea care se formează în gând, nu din mici adaosuri erudite, aceea este o mare idee istorică. Avem aici un precedent fantastic, cu adevărat ieșit din comun. Fernand Braudel, marele istoric francez, a scris cartea lui fundamentală, care a revoluționat gândirea istorică în Europa în secolul 20, la Mediteranee, fiind închis în lagăr în Germania, fusese luat prizonier ca soldat în armata franceză și a stat în lagăr, deci până la sfârșitul războiului, unde n-avea, evident, n-avea notițele lui, n-avea bibliotecă, avea drept numai să scrie, deci avea un instrument de scris și hârtie și și-a scris cartea din memorie. Acum, Alicu Paleologu, chiar dacă n-a scris-o din memorie, fiindcă a scris-o încă înainte de închisoare, este tipul acesta de cercetare în care el are o idee, o idee puternică și, până la argumentele îi vin, scrie organizat ca un om care știe unde vrea să ajungă și chiar dacă pe parcurs până poți să mai adaugi alte elemente, ideea este deja acolo. Așa că îți confirm, ca să spun așa, evlavia filială, nu numai că e bun textul fiindcă e al tatălui tău, ci fiindcă este cu adevărat tipul acesta de cunoașterea unui subiect care te face să spui clar ceea ce vrei să spui. Și tu spui aici că sunt niște truisme, câteva în introducere, dar tu uiți... Nu asta? Imediat îți spun, pagina 11. Așa, uite aici avem pictura. Niște evidențe. Da, evidențe. Umanismul mediteranean e cosmocentric, citezi tu, bătaie lungă, remarcă așa, continuități între elenismul antic și cel bizantin, spui o evidență, de obicei arta greacă antică nu e profană, cum se crede de obicei. Aici vreau să vă atrag atenția că această idee este înainte de a Alicu Paleologu și
noi toți de atunci, de când s-a publicat, să fi citit Sacru și Profan al lui Mircea Eliade, să fi înțeles această idee fundamentală că profanul e un accident în civilizațiile umane și în viața unui om. Sacru este regulă. Nu? Eliade nu spunea că jumate din viață e sacru, jumate e profan, ci că sacru asta face, ne salvează de profan, profanul de acolo și profanare, adică distrugerea sensului. Ori tatătău are această idee înainte și o spune, sigur că tatonand, așa căutând, dar istoricii de artă și istoricii în general vedeau în creștinarea Antichității Imperiului Antic tocmai o resacralizare. Ori el spune, n-are cum să fie așa. N-are cum arta de dinainte să fie profană și prin încreștinare cultura să fie devenită sacră, chiar dacă nu-și duce gândul până la capăt, că e mai degrabă inversul care s-a petrecut, adică creștinismul a desacralizat în cele din urmă gândirea și viața, stilul de viață, tipul de viață antic. Totuși e o idee puternică, deci nu e, tu ai privit-o aici ca o evidență. Nu, e o evidență pornind, obște ignorată. Da, da, nu, dar pornind de la cultura ta 70 de ani mai târziu. Bun, dar pe lângă această falsă opoziție între sacru și profan, vreau să mai remarc o altă idee foarte puternică. Sigur că și ea între timp vehiculată, diferența între cele două renașteri, renașterea duocento-trecento și renașterea quattrocento, adică 1200 ani care încep cu 1200, 1300 și anii 1400-1500. Și el observă acest lucru, că prima renaștere este cosmocentrică, este pur și simplu integrarea, reintegrarea în gândirea creștină, mai ales a Italiei, a Franței, a acestui patrimoniu de gândire elenistic, deci descoperirea în primul rând a lui Aristotel, dar și a lui Platon și începuturile cunoașterii și gândirii filozofice și de aici o mișcare foarte puternică care tatonand a fost numită ba pre-renaștere, ba renașteri succesive puțin în cascadă, dar tatăl tău spune aceasta este un tip de renaștere, pre-renașterea, e o reintegrare în vâna culturală a Europei a elenismului, pe când 400-500 este dimpotrivă un influx de vână germanică și, spune el, antropocentrică. Deci această distinție este foarte importantă. Al doilea lucru pe care spune important e că, fiindcă istoricii de artă de până la el spuneau există o influență a Italiei asupra Bizanțului târziu și tatăl tău spune, foarte corect, confirmat de cercetările de atunci încoace, nu este o dezvoltare paralelă Bizanțului. El însuși a trăit un fenomen de renaștere, de redescoperire a Antichității, mai ales pe valul acesta al revenirii în Constantinopol, în secolul al XIII-lea, atunci când apare o idee foarte modernă, ediția critică. Noi nu am fi avut, avem și așa o fragmentar numai clasicii tragici greci, deci dramaturgia antică grecească, dar nu am fi avut-o deloc sau numai sub formă de fragmente dacă nu s-ar fi apucat
niște învățați greci pe la 1260-70-80 să culeagă din mai multe manuscrise și să stabilească un text și să facă texte integrale. Deci tendința era să folosești tragicii greci ca citate, nu? Mai ales manuale de retorică, și deci să nu mai respecti unitatea compozițională a unei piese. Ori ceea ce au făcut, între altele, Maxim Planudis, cel mai important editor al tragicilor greci, a făcut edițiile critice. Bun, deci tatăl tău observă acest lucru și spune, deci, când se aseamănă, nu că ar fi exclusă o influență directă, contactele știm că existau, dar baza coincidențelor stilistice între pictura pre-renașterii italiene și pictura paleologă, cum îi zicem, adică din secolele 13-14, ține de o inspirație comună, care este această întoarcere la elenismul, aș spune, tardo-antic. Asta este pe de o parte. Sigur că mai mi-am făcut multe notări, am subliniat multe, deci e important că în această renaștere nordică intră spiritul faustic, vorbește despre el, pe urmă când vorbește tatăl tău de ritm, cosmocentrism și ierarhie ca fiind elementele definitorii ale acestei prime renașteri, în cosmocentrism descoperim sau vedem o similitudine de gândire cu conceptul de creștinism cosmic pe care Eliade îl dezvoltă de la Zalmoxis la Gingis Khan. Bun, ce mai este de revelat? Urmă, în partea de analiză stilistică la Sfântul Nicolae Domnesc, asta de altfel trebuie să ne dea un fior rece despre ce mai înțelegem noi din istoria noastră. Este un monument, realmente, nu, o spune și Alexandru Paleologu, au spus-o și Charles Dill și multe figuri, un monument de o importanță extraordinară. Sigur că nu din cauza publicității, din cauza faptului că Capela Sixtină e în Vatican, nu îndrăznim să o punem alături de Capela Sixtină, dar aș spune, este printre cele 100 de monumente de artă universală care cu adevărat contează în istoria omenirii. Dacă ai face 100 de monumente, ar trebui să pui Sfântul Nicolae Domnesc. Sfântul Nicolae Domnesc, din păcate, astăzi este un monument ignorat, un monument uitat, un monument de altfel deteriorat, cu o gestiune din punct de vedere al semnificației lui foarte, foarte proastă. Nu ne rămâne decât să măsurăm o distanță tristă între epoca, deci când scria Alecu Paleologu acest studiu și epoca noastră. Deci, ce spune Alexandru Paleologu? Identifică cele două mâini care au lucrat, deci doi pictori care au lucrat în paralel și pune în evidență ce înseamnă totuși, și asta trebuie să înțelegeți, Alecu Paleologu nu făcuse o oră de istoria artei, nu avea niciun fel de pregătire. De altfel, el a ieșit din clandestinitate în 55, a stat 5 ani în clandestinitate, înainte fusese angajat în Ministerul de Externe, înainte de asta a făcut studii de drept. Da, dar scrisese critică de artă. Scrisese critică de artă și citea, citea în general.
De ce e important să înțelegem că nu are aceste date ale unui specialist? E că tipul lui de observație tocmai este fantastic, e foarte atent la construcția simbolică a picturii de la Curtea de Argeș. Acestui strat din secolul XIV, de altfel își făcuse lecțiile de la foarte bine, în pofida faptului că se plângea că îl terorizează această lucrare și cunoștea deci tot ceea ce se spusese până în anii 50 despre. De altfel, important, el are o referință bibliografică, aici asta m-a amuzat, pe care cercetătorii ulteriori n-au remarcat, eu am crezut că sunt eu primul care descoperă. Ai redescoperit, da. Am căzut el. Și, da, sigur că mi-a făcut plăcere să văd. Și, de altfel, nu are argumentele și nu dezvoltă ideea, dar spune ce spune Beliaev în respectivul articol din anii 20, este secundar. Eu, pe urmă, într-un studiu am arătat că este de-a dreptul fals. Dar tot spune, n-are cum să fie acel lucru esențial în demersul simbolic al proiectului iconografic de la Curtea Domnească și insistă pe o idee arhi-importantă, de care iarăși a trebuit să se treacă un secol și jumătate ca să îl redescoperim. Creștinismul este o relectură, dar mai ales lectură, re în sensul că cu privire nouă, dar este o lectură permanentă a Vechiului Testament. Nu există un corpus creștin care să nu fie o referință la Vechiul Testament. Tatăl tău arată că asta este însăși ideea care stă la baza iconografiei din apsida altarului de la Sfântul Nicolae Dumnezeu. Foarte corectă și foarte puternică idee. Scena care este introdusă între conca, adică zona pe care este pictată Maica Domnului cu pruncul, la care se închină, iarăși o inovație sau o originalitate a Sfântului Nicolae Domnesc, Sfinții Ioan Gură de Aur și Nicolae, împreună cu îngerii, are imediat sub ea scena cortului mărturisirii din Vechiul Testament. Iar sub scena cortului mărturisirii, împărtășirea apostolilor cu vin de o parte și cu pâine pe partea cealaltă, de cu sânge și cu trup. Și spune, deci, sunt cele trei niveluri de lectură. Este realitatea mistică a întrupării din Fecioară, este prefigurarea întrupării în portul mărturisirii și este finalitatea întrupării în împărtășanie. Singur observă că întreg naosul este dedicat, deci o sală mare, o suprafață mare de pictură, unei reprezentări detaliate, extrem de detaliate a vieții Mântuitorului. Singurele două scene care încadrează și care ies din tematica vieții lui Iisus sunt cortul mărturisirii, adică prefigurarea și adormirea Maicii Domnului, care este deja ieșirea din faza umană. Și observă acolo reprezentarea lui Hristos în adormirea Maicii Domnului, trimite deja spre eschaton, spre viziunea lui Hristos în ceruri. Aș adăuga eu aici cu toată modestia, dar jocul acesta m-a prins foarte tare, deasupra adormirii Maicii Domnului este reprezentată schimbarea la față, care este singura ocazie în care Hristos pe pământ se arată în mod cât se poate de direct ca fiind Dumnezeu.
Deci, în cazul picturii de la Sfântul Nicolae Domnesc, avem de a face cu o gândire foarte elaborată, foarte complexă și, iarăși observă corect, aici împreună cu alți cercetători pe care îi citează, asta ne arată că cei care au lucrat cu mânul, ce se întâmplă din punct de vedere social în la Curtea de Argeș, în secolul XIV românesc, este un fenomen de o sofisticare, în acest caz, de o elaborare intelectuală care ne impune să gândim în termeni internaționali foarte puternici cu artiști, probabil, circulând între Constantinopol, spun eu, școala macedoneană, zona din jurul Scopie, Serbia și țara românească. Deci de la începuturi suntem, sau la începuturi, mai mult decât ulterior, suntem plasați într-un context internațional fascinant, foarte important. Deci lucrurile merg pe dos, de la mai mult am progresat către mai puțin. M-am dus tocmai fiindcă mi-ai recomandat și cu aceeași plăcere și curiozitate am citit și studiul despre Blaga, în care am regăsit teme ale cărții care mi-a plăcut mie cel mai mult, asupra căreia m-am oprit cel mai tare, Treptele Lumii sau Calea către Sine, în care mie mi se pare că tatăl tău folosește ironic referințele la materialismul epocii. Tu spui că este lip service către ideologia epocii. Ești foarte drăguț cu lectura asta binevoitoare. Eu n-am vrut să schimb nimic. Nu, bine ai făcut. Da, pentru că e bine să rămână textul exact așa cum a apărut atunci. Și sunt câteva referiri la ideologia vremii, de exemplu, am dat eu un citat acolo, pot să... Da, în prefață. Unde e? Cu... Aici, atitudinea lui evazionistă cu consecințe retrograde. Da. Foarte bine că este... Foarte bine că Blaga este evazionist cu consecințe retrograde. Și foarte bine că n-are încredere în ideea de progres. Da? Nu știu dacă este ironic, nu știu. Poate da, poate nu. În orice caz, cred că studiul despre Blaga este magistral. Nu știu, ori mai fi alte studii despre teatrul lui Blaga foarte bune, nu știu, mărturisesc ignoranța, dar mi s-a părut un studiu absolut luminos despre teatrul lui Blaga, teatru care este foarte puțin cunoscut, de fapt. Nu avem puneri în scenă ale pieselor importante din păcate, ale lui Blaga. Da, din păcate, În orice caz, studiul ăsta mi-a dat poftă acum să citesc teatrul. Da, adică chiar un text care ne poate da acum mare poftă, poate că, uite, suntem într-un teatru aici, poate îl convingem pe George Ivașcu să pună în scenă, dar e greu pe un teatru ca ăsta, nu-mi dau seama. Asta nu opții să-l merge. Nu-mi dau seama. Da. Că totuși trebuie un anumit... mult monolog. Da. Și oricum, poate că, nu știu, mă gândesc că cine ar putea pune în scenă cu adevărat în spiritul acestui studiu, acestui eseu. De-al minteri, tata spune că în perioada interbelică, cei mai mari autori de teatru sunt două personalități cu totul opuse, diametral opuse. Și anume Blaga și Camil Petrescu. Tatălui meu îi plăcea foarte mult Camil Petrescu, poate chiar prea mult, pentru că, nu știu, la un moment dat știu că se pasionase pentru cartea de filozofie a lui Camil Petrescu, Doctrina Substanței, care, mă rog, e ceva destul de ciudat. Însă are dreptate în privința romanelor, în privința teatrului. De-al minte, are un studiu foarte bun în care arată legătura dintre Camil Petrescu și Stendhal, modelul stendalian în
opera lui Camil Petrescu. În textul despre Plaga arată legăturile cu psihanaliza, da? Foarte important, da? Cum Plaga este influențat de Freud în mod special, iar Camil Petrescu e un autor care trebuie evident citit într-un context mai larg, da? Într-un context european. Cred că și asta contează în aceste studii. Dacă vrei ca să trag concluzia, sau da, te rog, să spun gândul până la capăt, Alecu Falologu ilustrează ce trebuie să ai ca să fii tocmai un bun istoric. Și istoric, încă o dată, spun un bun interpret, un bun înțelegător al unui fenomen istoric. Trebuie să ai lecturi, aș spune, aproape paradoxal. Să știi lucruri din domenii, la un moment dat chiar el o spune, e foarte importantă cultura filozofică. Și cred că în această compoziție care l-a făcut să-l citească foarte corect și pe și foarte, nu mai corect, îmbogățitor, adică să citească mai mult chiar decât a pus Sadoveanu, pe Sadoveanu, ia această cultură paradoxală care îl face pe tatăl tău să înțeleagă niște fenomene de gândire religioasă și filozofică pe care, cum spui și tu, că de la tatăl tău ai aflat de Alexandru Sturza, de Carl Schmitt, de Da, i-am citit mai atent. Probabil și despre René Guénon. Adică, tata râdea foarte mult de René Guénon. Da, dar îl cunoștea. Cred că râdea mai cu seamă de ghenoniști, că avea prieteni ghenoniști. Da, da. Dar și, e o lectură din perioada interbelică. Da, sigur. Da. Ceea ce este foarte important, că se vede că abordează o altă substanță fenomenul religios. Da? Înțelegând, în primul rând, că nu e totul în straturi suprapuse și a venit creștinismul și a încreștinat în mod pașnic tot și suntem amestec de Daco, Traco, Romano, creștini și deci toate se împacă. Nu, el distinge foarte clar și distinge chiar la Blaga această energie, aș spune, păgână, această nevoie de a ajunge la un alt strat decât stratul de, aș spune, religiozitate oficială, prezentată oficial. Atenția la conținutul colindelor. Deci, tatăl tău observă la Blaga această reinterpretare a colindelor ca un strat foarte vechi și posibil, de acum suntem convinși de acest lucru, pre-creștin. De aceea, mai spune tatăl tău ceva important vorbind despre Blaga, că această opoziție față de creștinism ține de un strat, spune aici, de cultură populară, de, într-un fel, trivializare. Sunt gânduri foarte subtile în aceste studii ale tatălui tău, mersi, care ar merita, de altfel, eu regret faptul că acest studiu publicat în acest volum n-a circulat în cel despre Curtea de Argeș, Sfântul Nicolae Domnesc, n-a circulat în literatura de specialitate și istoricii de artă, deci nu știu să îl contez pe mine să le bagi pe cât, da, pe mine, nu-ți pot promite decât deocamdată că acest lucru îl voi face, să îl adaug la bibliografia cărții care stă să apară.
Deci cu gândul acesta am închis această lectură și îți mulțumesc foarte mult, grație acestei invitații mi-a atras atenția. Ai citit care acestui volum care îți scăpase. Da. Da. Bun, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai spus despre, în special despre studiu legat de Curtea de Argeș. Eu v-aș mai atrage atenția asupra câtorva alte texte.